curioșilor! Eu sunt Ana Marie de la vlogul de marți și această colaborare cu siguranță nu o să dureze 3 minute. Pentru că băieții au altă chestie. Also, dacă este rumeguș pe lentilă, am meșterit ieri și nu ca să șterg. După cum a spus și Ane, salutare curioșilor și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Curiosity Land. Sunt foarte entuziasmat pentru această colaborare pentru că dacă nu o știți pe Ane, este o vlogăriță extraordinară și se descurcă de minune. Și în acest episod nu o să vorbim prea mult despre niște curiozități din, știu și eu, corpul uman, lumea întreagă, etc. Și va fi un episod în care o să ne amintim de copilăria noastră. Pentru că știu că și voi ați avut o copilărie minunată. Bă, voi v-ați gândit să colaborați cu mine pe faza asta cu copilăria? Că eu sunt mai bătrână și sigur o să-mi amintesc mai greu, că a fost de mult și... Nu știu, să râdem de moldoveancă, nu? Eu, tu, noi... Am făcut foarte, foarte multe lucruri nebunești în copilărie de care probabil nu ne mai amintim. Astfel încât eu și Ane, care nu știu dacă am spus, este o vlogăriță foarte bună, o să vă arătăm cam câteva lucruri pe care le-am făcut atunci când eram copii. Țin minte că atunci când eram mic, mergeam mereu de fiecare dată la magazinul din colț pentru a lua niște abțipilduri pe care le puneam în catalogele UEFA Champions League. Parcă 2 lei costau și, nu știu, eram fascinat de ele, eram disperat, mergeam în parc la prieteni, la cunoștințe, la amici, ca să cer să facem schimb, să-mi dea ceva pe gratis sau, nu știu, chiar în schimbul la altor chestii, numai ca să completez albumele și țin minte că am avut peste 3 albume pline. Eu am copilărit la bunici primii 7 ani în Bucovina și lângă casa noastră, dar gard în gard, era un aprozar și la aprozar era mama prietenii mele din copilărie și de foarte multe ori pe zi mergeam și mai ceream câte una alta și bineînțeles că ne dădea gumă turbo gratis și am avut colecție de gumă turbo, deși nu știu eu cu mașinile, dar știu că le împătuream, le netezeam așa țipindurile alea frumos și le legam după aia cu elastic. Deci cred că guma turbo era cea mai bună gumă. Bine, n-avea niciun gust, dar nu știu, nouă ne plăcea foarte, foarte tare de pe vremea aia. Și eu țin minte că atunci când eram mic aveam niște Adidas cu roți Heely, se numeau, și mă dădeam pe ei greșit, dar nu contează. Țin minte că am stat foarte mult să mă rog de ai mei ca să-mi ia din aceea cu două roți, pentru că existau și făcături cu o roată și se băgau înăuntru și, mă rog, la alea care erau fixe se scoteau, la aia care erau originale se băgau înăuntru și, nu știu, mă dădeam pe rampe când mergeam în magazine, la... Cred că era în general sau chiar în clasele primare, nu știu, eram înnebunit. Și oamenii mari, adică adulții, făcând referire la micul prinț, se uitau foarte, foarte ciudat la mine, ca și cum, nu știu, aveam niște rochi mulate pe mine, ceva, nu știu, complet diferit față de ce purtam noi. Se vede că e diferență de vârstă între noi. Eu n-am prins Fox Kids, adică eram destul de mare de acum când era Fox Kids și îi auzeam pe cei mai mici cu... care nu puteau să zică Fox Kids și ziceau Fox Kids sau Fox Kids. Eu mă uitam pe Cartoon Network și mă trezeam dimineața să mă la Abracadabra cu Magicianu și la Ferițivă de Măgăruș și cât eram la bunici mă trezeam dimineața să mă la Arabella și la Toate Pânzele Sus și seara aveam desene animate înainte de știri, țin minte, pe singurul program, TVR1. Aveam Cartea Junglei și Mizerabilii. Existau scări ca să ajungi până la topogan, existau bări ca să ajungi până la topogan, dar Mihaiul nostru ce făcea? Se urca de-a dusa, se urca pe topogan cu picioarele, nici măcar nu se descălța, lua întotdeauna calea cea mai grea. Și, nu știu, țin minte că întotdeauna adulții îmi făceau observații, dar la cât de nebun eram, mereu mă duceam pe acolo, nu respecteam niciodată regulile, nu știu, eram ca un Tarzan. Bătăile cu apă, oh my god, deci la un moment dat nici nu ne mai chinuiam cu pistoale, eram în școală și făceam bătăi cu apă, cu sticlele imense, pe holurile școlii. Și în pauza mare erau toate holurile fleașcă, deci
aveam la plângeri și venea directorul în fiecare clasă să vadă care ud pe haine și noi eram, cine s-a bătut cu apă? Habar n-am! Începând cu luna mai a fiecărui an, absolut niciun copac de pe lângă împrejurul casei mele nu mai avea corcodușe în el. Și țin minte, pentru că și acum fac chestia asta, cele mai bune corcodușe erau alea verzi, care erau foarte acre și pe care le mâncai cu sare. E, nu prea mi-a plăcut așa corcodușe, nici acum nu-mi plac. În schimb, mâncam flori din alea de stalcâm. Când apăreau stalcâmii, luai floarea și mușcai rădăcinuța lor, care era dulceagă. Sau băgai florile cu totul. La jocurile copilăriei eu consider, permite să mă cred mai șmecheră. Eu am adus în parcarea din cartierul meu jocul de baseball. Bineînțeles, adaptat, dar aveam bâtă de baseball și făceam cu creta niște baze și făceam echipe în parcare și unul stătea și lovea mingea, trebuia să alergi, să treci prin toate bazele, el alt să prinde, să vină la baza ta înainte ca tu să ajungi pe ea. Foarte mișto, deci mă jucam asta enorm de mult. La un moment dat am scăpat bâta în timp ce vedeam. Și am scăpat-o într-o mașină și a pornit alarma și de obicei porneau alarmele, că și mingea aia de tenis când dai cu bătania se ducea în toate mașinile care aveau alarmă pornită și era super balonat acolo, dar foarte tare. Deci alergam din mișeau ochii și mai jucam parola, știi? Că fetele trebuie să alerge de băieți și băieții să le prindă și să le tortureze și să afle parola. Era... Da, deci ne putem da mari pentru că Ani este o inventatoare a celor mai tari jocuri din copilărie. Nu știu dacă mai știți, dar atunci când eram mici, probabil că și acum sunt, erau chipsurile acelea în formă de pălării pe care mi le puneam pe degete, pe fiecare deget și făceam ceva de genul ăsta. Mă credeam un furculac, nu știu ce aveam în minte pe vremea aia. Le vedeam uriașe, credeam că am, nu știu, câțiva metri de gheare, dar în realitate lumea mă vedea ca un adevărat ratat. A, eu am copilării la bunici. Și Doamne ajută că n-aveam Facebook și trebuia să dau check-in-uri și n-aveam în sânge chestia asta să fac o poză, zic unde sunt, oh my god, my fabulous life, ce frumos e aici. Și pur și simplu stăteam câte 3 luni vacanță de vară la bunici, în satul bunicilor și făceam spectacole cu copiii din sat. Am fost mereu așa un showman, deși am a woman, dar mereu mi-a plăcut să adun oameni și să creăm chestii, făceam discotecă. Cumpăram baterii din alea mari și aveam un căstufon și îl scoteam în stradă și veneau copiii sau aveam o fabrică abandonată pe acolo, pe lângă sat și mergeam acolo și făceam tot felul de spectacole și dansuri și discotecă și era foarte, foarte tare și n-aveai decât grija mâncării, trebuia să vii la o anumită oră când simțeai că nu mai poți și haleai ceva și pe aia iar... Prin tinerețile mele mergeam la orice magazin găseam prin fața ochilor și luam 2 sau 3 țevi și câteva caiete de foaie velină pentru, da, celebrele cornete cu țevi. Făceam concursuri cu cine le aruncă cel mai sus și le aruncam prin geamurile oamenilor. Nu știu, eram spaima cartierului în adevăratul sens. Eu încă mai am țevi de cornete aici, la Alba Iulia, într-un dulap, serios. S-a jucat prietenul meu care are... niște ani. S-a jucat anul trecut. Când eram mică, mi-am dorit să am păr lung. Acum, când sunt mare, nu-mi doresc să am păr lung pentru că e greu de întreținut și ți se ploștește și arăt ca un poodle. De fapt, nu ca un poodle. Cine are, ce specie de câini are urechile așa? În fine, dar îmi doream păr lung și luam baticul bunicii și mi-l legam așa. Cumva ca să curgă și să dau din batic, să am impresia că am păr lung și mă uitam în oglindă și am spray-ul pe mine să cântam, pentru că îmi plăcea de atunci foarte mult să cânt. Și da, după aceea am făcut o piesă cu Max Mora. Și eu închei cu ceea ce sunt sigur că făceam toți, toți, dar toți, și anume că făceam case din cutii, nu știu ce mai făceam, scuturi, puneam cearșafuri, bețe, perne, tot felul de chestii de astea. Nu știu dacă ați avut și voi sentimentul ăla, dar atunci când eram mic și intram în casa aia și mă puneam, nu știu, sub cearșaf, mă credeam așa în siguranță că niciun meteorit, absolut nimic nu mă poate lovi și sunt în completă siguranță. Eu mă credeam și câine. Da, asta e partea a doua. Mă credeam, de fapt,
cam toate animalele care există pe planeta asta. Acestea au fost lucrurile pe care eu și Anemarie le făceam când eram mici și pot să bag mâna în foc că și voi ați făcut măcar 80% din ce am enumerat noi și am apreciat foarte, foarte mult și chiar ne ajută să dați un like ca să știu că ați apreciat, iar ca să fiți la curent cu cele mai noi episoade de pe Curious Land, abonați-vă la canal. Iar întrebarea noastră pentru voi este: care era activitatea ta preferată și nebunească din copilărie? Lăsați un comentariu mai jos în secțiunea de comentarii, iar eu mă voi uita peste și dacă am făcut și eu din ce ați făcut voi, voi da un reply. Și îți mulțumesc ție, Anemarie, a.k.a. Vlogul de Mars, pentru că a acceptat această propunere și că ești ceva foarte frumos. Și dacă sunteți curioși să vedeți ce mai face și Anemarie, a.k.a. Vlogul de Mars, vă invit să dați un click chiar aici, unde arăt eu cu degetul, pentru că noi avem la abonamente și... Ok, lasă vloggerițele bătrâne și vrem curiozități. Vă mulțumesc că m-ați primit în Curiosity Land și o să vă urmăresc cu drag și în continuare. Mult succes, multe idei, inspirație și... Până data viitoare, nu uitați să fiți curioși în continuare. Tractorie. Ce culoare credeți voi că are cerul pe timp de zi? Albastru sau neagru? Dacă oxigenul ar dispărea chiar și pentru 3 secunde, cerul ar căpăta o culoare aproape neagră. Deci, practic...